Fotbalul merge mână în mână cu învățătura la grupul școlar Henry Coandă din Râmnicu-Vâlcea. Tinerii pregătiți de antrenorul Emil Popescu au impresionat deja la nivel național, deși clasa specializată pe disciplina fotbal a fost înființată în urmă cu 3 ani. Primul rezultat care l-am făcut cu acești copii a fost în toamnă, când am participat la Brașov la un turneu foarte puternic și vreau să spun că acești copii sunt legitimați, o parte dintre ei, la CS Hidro. Acel turneu a fost câștigat de noi și vreau să remarc faptul că sunt 8 jucători de la clasa 7-a și a 6-a care au participat la acel turneu. Acel turneu a fost unul dintre cele mai tari din țară. Au fost cluburi precum Hagi, Academia Hagi, precum Dinamo București, Brașov, deci grupe de copii cu rezultate foarte bune. Acum rezultatul pe care l-am realizat săptămâna trecută este la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. A fost locul întâi pe zona nord. În această toamnă a avut loc la Râmnicu-Vâlcea o selecție la copii născuți 2003 și din această școală au fost remarcați 6 copii. 6 copii de la clasa a 7-a și de la clasa 6-a. Deci au depășit o primă etapă a selecției pentru lotul național. Doi dintre elevii pregătiți de Popescu s-au făcut remarcați și la nivel național, fiind convocați la selecționata Under 15. De la CS Hidro sunt doi copii la Under 15, Iana Andrei Pănoiu Ștefan, doi copii destul de foarte talentați și care au depășit toate aceste etape, iar la ultima etapă care a avut loc acum 2 săptămâni la Târlugeni, ei au fost selecționați și apreciați pentru calitățile lor, atât tehnice cât și fizice. Această performanță le-a dat încredere și celorlalți fotbaliști care speră să câștige și alte turnee în perioada următoare. Ce înseamnă fotbalul pentru tine? O pasiune. Bine și învățat-o cu... Da. Ce înseamnă pentru tine fotbalul? Nu știu să zic... Totul, cum ar fi. De asta ai ales și să vii aici? Da. Da. Pentru tine, cum e la fotbal? E foarte frumos, îmi place fotbalul. E singura fată din echipă? Da, nu, mai este una, dar... De ce ai ales fotbalul și nu alt sport? O pasiune. Pentru tine ce înseamnă fotbalul și această clasă? O pasiune, da. E greu? Da. Cum e fotbalul? E fotbal și ai timp și să înveți. Cam 6 ore. Cam așa. Pe viitor, ce sper? O să devin informatician, ori fotbalist. Vreau să devin fotbalist și să trebuie foarte multă muncă. Cum e pentru tine această clasă? Cum sunt colegi? Această clasă pentru mine este foarte frumos și vreau să evoluez cât mai mult în fotbal. Cum e fotbal? Foarte frumos, dar este greu. De ce ai ales această clasă? Pentru că îmi place fotbalul foarte mult. Ai crescut în ultima perioadă? Te simți da. Așa că te-ai dezvoltat? Da. Următoarea competiție de anvergură pentru elevii lui Emil Popescu va avea loc în luna martie.